Împătimiții jocului de bridge s-au întâlnit sâmbătă la Casa Municipală de Cultură. Aceștia au participat la turneul în memoria lui Dan Rogozea, cel care a pus bazele acestui joc în orașul nostru. La sfârșit, cei mai buni au primit diplome, medalii și cupe. 40 de jucători de bridge și-au dat întâlnire sâmbătă în sala mică a Casei Municipale de Cultură. Memorialul Dan Rogozea i-a adunat la cea de-a 11-a ediție a turneului, așa că timp de mai multe ore jucătorii s-au străduit să câștige. Astăzi am organizat un turneu în memoria colegului nostru și prietenului nostru Dan Rogozea, care acum 11 ani a trecut în neființă și vrem să-i păstrăm amintirea lui vie și să-l simțim mereu prezent alături de noi. Deci, în fiecare an de atunci am organizat acest turneu. Am beneficiat de sprijinul prietenilor noștri din Brașov, Sibiu și alte localități învecinate. Este un turneu micuț raportat cu celelalte competiții de bridge din țară, dar este un turneu foarte prietenos, foarte cald. Suntem într-o atmosferă de familie aici. Practic nu se joacă competiție, se joacă pentru plăcere și relaxare. Dan Rogozea a fost profesor de informatică la Colegiul Aurel Vijoli. A fost un împătimit al acestui joc și unul din cei care a pus bazele bridge-ului în Făgăraș. A murit în anul 2000 într-un tragic accident de circulație. De atunci, colegii au organizat în fiecare an un turneu de bridge în memoria lui. Bridge este cel mai complex joc de cărți. Se joacă cu un pachet întreg de cărți împărțite egal între 4 jucători, care alcătuiesc 2 perechi adverse. Jucătorii aflați pe 2 laturi opuse ale mesei de joc constituie o pereche, de unde, probabil, denumirea de bridge. Tradus din limba engleză, cuvântul bridge înseamnă pod.